Pentru familiile victimelor lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal urmează să afle sentința în procesul în care este acuzat că le-a violat și ucis cu un an în urmă pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Înainte de pronunțarea sentinței în dosarul Caracal, magistrații Tribunalului Olt au decis ieri să mențină măsura arestării preventive față de cei doi inculpați, Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu. În ce privește dosarul Caracal, familiile Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu au cerut judecătorului de cameră preliminară retrimiterea rechizitorului la procurori, în vederea completării urmăririi penale. Astăzi este termenul la care instanța este așteptată să se pronunțe în cazul celor doi. Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu sunt încarcerați la penitenciarul Craiova. Ei au fost trimiși în judecată pe data de 15 ianuarie pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre. Potrivit procurorilor de ICOT, Dincă a răpit-o pe 14 aprilie 2019 pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani. A dus-o la casa sa din Caracal, unde a ținut-o timp de 3 zile imobilizată de pat, legată la ochi și a violat-o de mai multe ori. În 24 iulie 2019, Dincă a răpit-o din comuna Dobrosloveni, județul Olt, pe Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, și a dus-o la locuința sa din Caracal. Și cea de-a doua victimă a fost imobilizată de pat cu un lanț, legată și violată. Cauza urmează să fie judecată pe fond la Tribunalul Olt, cererea de strămutare formulată de părinții Alexandrei Măceșanu fiind respinsă definitiv de Curtea de Apel Craiova. Încă un festival important este oficial anulat din cauza pandemiei.